Cine a prezis uh, un război al extraterestrilor, uh, nu a greșit foarte mult. Pentru că, cel puțin teoretic, un asemenea război sau semnele unui asemenea război încep să existe de vreme ce americanii doboară. Obiect zburător după obiect zburător, considerând că aceste obiecte zburătoare sunt toți zeneuri cu o singură excepție, primul obiect zburător pe care l-au catalogat drept un balon de spionaj chinezesc. China negând faptul că ar fi fost un balon de spionaj și considerând sau afirmând în repetate rânduri că era un balon meteorologic scăpat de sub control. Dar acum s-a terminat cu aceste baloane și iată că avem de a face în percepția Ministerului Apărării al Statelor Unite și al președintelui Statelor Unite cu atacuri OZN față de care armata americană trebuie să se apere și pe care le doboară rând pe rând. Mă întreb ce se întâmplă în alte țări, OZN-urile, de ce nu vin și pe la noi?